Bun găsit, dragi ascultători! Vă mulțumesc că sunteți alături de mine și astăzi să continuăm seria întâlnirilor noastre culturale, plasate sub titlul generic 5 minute cu Eminescu. Astăzi, vă voi prezenta un studiu de referință în peisajul criticii și istoriei noastre literare, semnat de Ioana M. Petrescu. Studiul se numește. Eminescu, Modele cosmologice și viziune poetică, publicat în 1978 la editura Minerva. Studiul a fost publicat postum cu titlul original Eminescu poet tragic de către Ioana Bot în 1994 la editura Junimea. Ioana M. Petrescu, unul dintre cei mai importanți poeticieni ai secolului trecut, S-a născut în 1941 și a murit în 1990. A fost profesor universitar la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, la Facultatea de litere. În acest studiu prestigios, de referință în domeniul eminescologiei, Ioana M. Petrescu propune o sistematizare triadică a perioadei de creație eminesciană autoarea este convinsă că universul eminescian, creația eminesciană, poate fi împărțită în trei etape distincte, în trei vârste diferite de creație, fiecare etapă fiindu-i specifică o anume lume armonică diferită. Ioana Impetrescu operează în acest volum cu conceptul de model cosmologic, pe care îl definește ca fiind, citez, expresia sentimentului existenței în lume, a raporturilor originare pe care ființa le stabilește cu universul, am încheiat citatul, în acord cu modelul oficial al epocii sau nu. Așadar, dacă primele două etape de creație sunt dominate de o viziune platoniciană, respectiv kantiană, Poezia mineștiană evoluează în cea de-a treia etapă de creație, potrivit afirmațiilor Ioanei M. Petrescu, înspre o fază de ruptură, modernă și tragică, specifică unei poetici transindividuale, transcategoriale, ce sunt definite de filozofia lui Nice. Citez. Tehnica poetică eminesciană evoluează astfel de la limbajul imaje al primei etape, care prinde determinările materiale ale ideii sau structurile ideale ale materiei spre formule supracategoriale, negative în ordinea gândirii logice, spre o tehnică de irealizare a obiectului, spre versul liber, utilizat ca o expresie a libertății spiritului demonic, toate acestea în cea de-a doua etapă de creație. În cea de-a treia etapă, sau perioade de creație, cea a unei viziuni tragice asupra lumii, poezia devine, prin metru, adesea ritm antic, prin rimă și prin înlocuirea liberelor figuri de stil cu figuri gramaticale, lipsite de libertate, vizând structura poemelor, un text care tinde spre rigoarea și coerența magico-matematică a descântecului. Am încheiat citatul. Identificarea unei conștiințe tragice în creația eminesciană este semnul unei prevestiri. Faptul că poezia eminesciană anunță în fond o nouă epistemă, cea a modernismului timpuriu. Eminescu se desparte de romantism, depășind la nivel stilistic al imaginarului tematologic tropii siropoși specifici romantismului major european primele două perioade de creație, în funcție de care universul armonic eminescian se construiește și în același timp se deconstruiește, conduc înspre o nouă muzicalitate eminesciană, identificată în cadrul celei de-a treia etape de creație, care nu mai este cea specifică vârstei de aur și viziunii platoniciene dominate de echilibrul universal și de muzica sferelor. Odată cu cea de-a treia etapă de creație, eminesciană, Ioana M. Petrescu este de părere că se instalează o nouă lume armonică, articulată de încercările poetului de a se sustrage inexorabilei legi a vieții și anume condiției tragice. Totodată această ultimă etapă, cea de-a treia, este considerată cea mai expresivă și inovatoare. Închei citând din Ioana Impetrescu: Comunicarea, ca și iubirea, e un început de moarte. Este prezența noi a celui care nu suntem, a celui străin nouă, a propriei noastre neființe. În continuare, voi recita o poezie antumă melancolie, ca parte finală a întâlnirii noastre de astăzi, poezia Melancolie publicată în 1876 în revista Convorbiri Literare. Părea că printre nouri s-a fost deschis o poartă prin care trece albă regina nopții moartă. O dormi, o dormi în pace printre flăchii, o mie și în mormânt albastru și în pânze argintie, în mausoleu mândru al cerurilor arc, tu adorat și dulce al nopților monarc. Bogată în întinderi stă lumea în promoroacă, cesate și câmpie cu un luciu văl îmbracă, văzduhul scânteiază și ca un secuvar lucesc zidiri ruine pe câmpul solitar. Și țintirimul singur cu strâmbe crunci pe ghează, o cucuvaie sură, pe una se așează. Clopotnița troznește în stâlp, izbește toaca și străveziul demon prin aer când să treacă, atinge încet arama cu zinții aripei sale. Te auzi din ea un vaier, un aiurit de jale. Biserica în ruină, stă cu tristă, pustie și bătrână și prin ferestre sparte, prin uși, țiuie vântul, se pare că vrăjește și că-i auzi cuvântul. Năuntru ei pe stâlpii, păreți iconostas, abia conture triste și umbre au rămas. Drept preot, toarci un greier, un gând fin și obscur. Drept dascăl, toacă cariul sub învechitul mur. Credința zugrăvește icoanele în biserici și în sufletul umpusese poveștile ei ferici, dar de ale vieții valuri, de al furtunii pas, abia conture triste și umbre au mai rămas. În van mai caut lumea mi în obositul creier, căci răgușit tomnatec vrăjește trist un greier. Pe inima în pustie, zadarnic mâna mi țiu, ea bate ca și cariul încet într-un sicriu. Și când gândesc la viața, mi îmi pare că ea cură, încet repovestită de o străină gură, ca și când n-ar fi viața, -mi, ca și când n-aș fi fost. Cine e acela ce îmi spune povestea pe de rost? De țin la el urechea și râd de câte ascult ca de dureri străine parcă a murit de mult Vă mulțumesc, dragi ascultători, pentru atenția acordată și vă doresc spor la citit.